Grav accident de circulație Mehedinți. O tânără de 19 ani s-a izbit cu mașina de un stâl după ce mai întâi a acroșat și a răsturnat o autoplatformă. Accidentul a avut loc în apropiere de Vânjumare. Fata a vrut să depășească într-o curbă o autoplatformă cu numele de Bulgaria, pe care se aflau 3 autoturisme. Accidentul a fost filmat de o cameră de bord. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Practic ea nu mai a făcut nimic, s-a dus direct în stâlp, dar mașina s-a răsturnat, a căzut stâlpul pe mașină. S-a rupt stâlpul din cauza mașinii, pentru că a aruncat-o efectiv, platforma a dat în ea, a scos-o de pe carosabil, a intrat în balans și a lovit stâlpul. Tânăra a fost scoasă din mașină de 2 șoferi până să ajungă la fața locului și echipajele de salvare. Pe fata asta cine a scos-o din mașină? Eu și băiatul la subțirelul și cu ginerele. Era conștientă când ați scos-o? Nu era conștientă, avea mâna băgată la subțirelă. Victima este acum în comă de gradul 4 la Spitalul de Urgență din Craiova. Starea fetei s-a agravat ulterior, deja de în coma 1 pe 2, coma de gradul 1 pe 2, deja a ajuns în comă de gradul 4. A fost solicitată ambulanță și tânăra a fost transportată la Spitalul Județean Craiova. Accidentul produs de fata de 19 ani este acum achetat de poliție.